Neața! Vorbim astăzi despre obiective foto. Distanțe focale, unghiuri de cuprindere, câmp de profunzime, pe toate le vom explica imediat. Și nu vă speriați, nu e totul atât de complicat pe cât sună. Cu toții ați auzit probabil sfatul de la profesioniști, conform căruia, decât să ai un body bun, e mai important să ai obiective de calitate sau, cum le place unora să spună, sticlă de calitate. Când îți cumperi un aparat foto DSLR, de obicei el vine cu un obiectiv de kit, care de regulă este un 18-55mm. Aceea este distanța focală a acestui obiectiv, în cazul său, variabilă. Cu cât distanța focală a obiectivului este mai mică, de exemplu 18mm, cu atât unghiul de cuprindere va fi mai mare, adică vom vedea mai mult în cadru. Invers, atunci când distanța focală a obiectivului crește, de exemplu la 55mm, cu atât vom vedea mai puțin în cadru, deci vom avea un unghi de cuprindere mai mic. Astăzi am pregătit pentru voi 5 obiective cu distanțe focale diferite și ca să vă arătăm cum funcționează, am ales câteva cadre pe care să le fotografiem din același unghi, dar pe rând cu fiecare dintre obiectivele alese. Primul dintre ele este acest 50mm, considerat de majoritatea fotografilor obiectivul cu focala normală. Și asta datorită perspectivei foarte apropiate de cea a ochiului uman. Este un obiectiv folosit în mod deosebit la portrete, pentru că, datorită diafragmei foarte deschise, deci a câmpului de profunzime redus, flatează chipurile umane. Cu alte cuvinte, un obiectiv fix de tipul celui de 50mm va izola foarte bine subiectul de fundalul său, care va căpăta, în funcție de setările voastre, un blur artistic. Există și obiective cu distanța focală de 100mm. Astăzi am adus cu mine unul care are și funcție macro, adică este un obiectiv potrivit pentru fotografierea detaliată a plantelor și insectelor și, de ce nu, pentru fotografia de portret, mai ales în studio. Dacă așa arată cadrele noastre fotografiate cu obiective fixe de 50 sau de 100, hai să vedem cum se comportă în fața unor obiective wide. Am aici un obiectiv cu distanță focală variabilă, de la 12 la 24mm. Este un obiectiv wide care se folosește în mod normal la peisaje, design interior și în fotografia de acțiune. Obiectivele fisheye sunt obiective speciale cu unghiuri de cuprindere foarte mari, de aproape 180 de grade. Asta înseamnă că, pe lângă subiectul fotografiat, o să vedem în cadru cam toată lumea lui înconjurătoare. În plus, imaginea va fi deformată într-un mod interesant. Ultimul obiectiv de astăzi face parte din categoria tele. Este un obiectiv cu distanță focală variabilă, de la 70 la 200 de mm, și este folosit cu pregătire de fotografii de sport și de wildlife. N-aș vrea, de exemplu, să-mi imaginez cum ar fi să fotografiez un tigru de la 2 metri distanță. Trebuie să stau un pic mai în spate. Obiectivele tele sunt ideale pentru a imortaliza subiectele aflate la distanță mare față de aparat. Vorbim de subiecte care nu-ți permit să te apropii prea mult de ele, ca insectele, păsările sau animalele sălbatice, dar și de lucruri sau persoane de care nu te poți apropia pentru că există o delimitare fizică între tine și acestea. Poate este vorba de un avion, o vedetă în concert sau un VIP protejat de bodyguards. Aveți aparat, aveți obiective, eu vă sfătuiesc să vă cumpărați și un rucsac foto pentru a transporta tot acest echipament, dar și un acumulator de rezervă care, în mod sigur, se va dovedi folositor după câteva sute de fotografii făcute cu acumulatorul cu care vine aparatul. Ne vedem săptămâna viitoare, la revedere!